Au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a coborât în fundul corabiei, s-a culcat și a dormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta, ce meserie ai, de unde vii, care ți este țara și din ce popor ești. El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul Dumnezeului cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei i-au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi. Că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceștia văsăleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau, pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acesta și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și i-au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin. Până și cuvântul Domnului, vă invit respectuos să vă reocupați locurile. Dragii mei, în această zi am citit povestea unui om al lui Dumnezeu, profetul Iona, care a activat ca om al lui Dumnezeu cu dar profetic în perioada secolului 8 înainte de Hristos. Fiindcă istoria omenirii, atât pentru creștini cât și pentru atei, se împarte că vor sau nu vor ei în perioada de dinainte de Hristos și în perioada de după Hristos. Nu există alt reper care să poată fi cu adevărat definitoriu decât acesta în istoria creștină sau în istoria seculară, înainte de Hristos și după Hristos. În aceeași perioadă au fost activi ca proroci, ca oameni al lui Dumnezeu și Amos și Osea în regatul de nord, iar pe de altă parte Mica și Isaia în regatul de sud. Imaginați-vă că acești 4 profeți au fost contemporani și Dumnezeu i-a folosit într-o manieră extraordinară. Să știți că Iona nu este pentru prima dată în cuprinsul acestui capitol când apare în scenă, în această narațiune biblică și povestește despre experiențele prin care a trecut. Prima ocurență biblică în care se vorbește despre profetul Iona și chemarea pe care a primit-o de la Dumnezeu este în 2 Împărați, capitolul 14, de la versetul 23 la versetul 26, când în perioada împăratului Ieroboam al doilea, Domnul așează un mesaj profetic pe buzele acestui om al lui Dumnezeu, Iona. Și vorbește în versetul 24, dacă se poate afișa, vorbind mai apoi despre păcatele lui Ieroboam, care făcuse pe Israel să păcătuiască. Uitați-vă ce profețește Iona. Dă mai departe, versetul 25. A luat înapoi hotarele lui Israel de la intrarea Hamatului, Galileea, până la Marea Câmpiei, Marea Moartă, după cuvântul pe care rostise Domnul Dumnezeul lui Israel prin robul său Iona, prorocul fiului Amitai din Gat-Hefer. Așa că dintr-o dată ni se dau mai multe detalii despre Iona. Era proroc, pe tatăl lui îl chema Amitai și era din Gat-Hefer, undeva la aproximativ 5 km de Nazaret. Mai mult decât atât, vreau să știți, dragii mei, că atunci când omul lui Dumnezeu Iona primește însărcinarea de la Dumnezeu, mai târziu să ducă mesajul de avertizare pentru Imperiul Asirian, a cărui capitală era la Ninive. Se mai numește Ninive cetatea? Cetatea cea mare.
Și iară zic, nu pentru prima dată aici apare în discuție cetatea Ninive, ci prima dată apare în Geneza capitolul 10. Voi citi versetul 11 și ulterior versetul 12. Este vorba despre Nimrod, despre care Biblia spune că era puternic, viteaz, vânător înaintea Domnului. Cuvântul ebraic acolo este mult mai sugestiv, împotriva Domnului. El a construit Babilonul, turnul Babel, și chiar a intrat în Asiria, a zidit Ninive, și uitați-vă că urmează trei cetăți care, propriu zis, erau un fel de lanț care alcătuie cetatea cea mare Ninive. Rehobot, Ir, Calah, și versetul 12, și Resen între Ninive și Calah, aceasta, zice Biblia, este cetatea cea mare. Este interesant că textul pe care l-am citit aduce în discuție trei categorii de oameni. Mai întâi apare cea mai puternică entitate din câte a fost vreodată, Dumnezeu, care este preocupat de oameni și mai cu seamă este preocupat chiar și de aceia care trăiesc cu dezonoare, alegând să trăiască din păcat în păcat, din răzvrătire în răzvrătire, din neascultare în neascultare. Mai cu seamă este vorba despre Asiria și cetatea Ninive. Ai fi putut spune, Doamne, să te preocupe Israel, că este poporul tău, căruia i-a dat legi și care uneori se luptă să trăiască în consonanță cu voia ta, alteori în dizonanță cu voia ta, și atunci ar fi bine să te frămânți doar de poporul Israel. Numai că Dumnezeu în dragostea lui este o cântare care spune așa: Dumnezeu mai presus de orice iubește omul. Pentru tine a murit Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Pentru că Dumnezeu iubește omul indiferent de statutul social și chiar de nivelul spiritual la care se află, ori condiția lui spirituală, Dumnezeu se frământă chiar și pentru Ninive. Și care este frământarea lui Dumnezeu? Să, înainte să aplice pedeapsa, să transmită un semnal de avertizare în speranța că poate, în intervalul acesta scurt de 40 de zile, ia o decizie de schimbare și se întoarce la Dumnezeu. Mare dragostea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu mobilizează a doua categorie de oameni, pe prorocul Iona, căruia îi transmite un mesaj. Mai apare în scenă, pe de altă parte, și a treia categorie de oameni, este vorba despre fenicienii sau corăbierii care călătoreau de la portul Iafo, Tel Avivul de astăzi, spre Tars, undeva în extremitatea occidentală a bazinului mediteranean. Alți cercetători vorbesc despre sudul Spaniei, undeva dincolo de strâmtoarea Gibraltar. Și uitați-vă, dragii mei, că această chemare pe care Dumnezeu o face lui Iona este o chemare care presupune câteva caracteristici. Auziți, scoală-te în ebraică înseamnă trezește-te. Cel mai probabil că el dormea. Era obosit, era în miezul nopții spre dimineață și primește de la Dumnezeu un mesaj. Ridică-te, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Pentru că Dumnezeu cu omul păcătos are o vreme de așteptare. Dar această așteptare a lui Dumnezeu într-o zi se va sfârși. Și uitați-vă că Dumnezeu transmite un mesaj prin Iona, du-te la Ninive. Și observați că această chemare a lui Dumnezeu are câteva particularități, foarte repede le enunț. Este o chemare individuală. Chemarea lui Dumnezeu la slujire pentru Iona și la transmite mesajul profetic pe care le-a dat, constituie mai întâi de toate o chemare individuală. Dumnezeu îi se adresează personal lui Iona, fiindcă chemarea la slujire este o chemare individuală. Dumnezeu te cheamă în mod personal. Poate să te cheme omul, da, ca un semn confirmativ, dar mai înainte de om să te cheme Dumnezeu. Și uitați-vă, cuvântul Domnului a vorbit lui Iona. Trebuie mai înainte să-ți vorbească Dumnezeu. A doua particularitate, chemarea lui Dumnezeu nu doar că este individuală, este imperativă. Domnul zice, dacă vrei, du-te până la Ninive. Scoală-te, du-te la Ninive, este o chemare imperativă a lui Dumnezeu. Adică nu ține loc de negociere, ci este o chemare fără nicio urmă de negociere. A treia particularitate, chemarea pe care Dumnezeu o face este o chemare indicativă, adică indică clar locul unde trebuie să ducă. Nu discursuri sau prorocii de maniera, frate zice, era ceva, dar nu înțelegeam ce. Uitați-vă că ea, chemarea lui Dumnezeu pentru Iona este clară, specifică, indicativă. Du-te la Ninive.
Dacă nu știi exact care e Ninive, cetatea cea mare, strigă împotriva ei. Cât de clar vorbește Domnul. Și aș mai zice o altă caracteristică. Chemarea lui Dumnezeu pentru Iona este și o chemare inconfortabilă. Trebuia să străbat un drum de aproximativ, potrivit comentatorului James McDonald, 800 de kilometri, ca să se ducă să transmită mesajul lui Dumnezeu unui popor care era popor vrăjmaș poporului Israel. Și acum trebuie să te duci tu să aduci un mesaj de avertizare unui popor vrăjmaș despre care tu credeai că Dumnezeu l-a lepădat cu totul și acest popor te uitai spre el și așteptai pieirea. Și voi reveni puțin mai târziu asupra acestui aspect ca să putem înțelege de ce Iona refuză categoric să meargă la Ninive. Și sigur că atunci când oamenii au încercat să dea răspunsuri la această întrebare pe care deja am anticipat-o, de ce Iona n-a vrut să asculte de Dumnezeu și să meargă la Ninive, ci dimpotrivă s-a dus în direcția contrară voii lui Dumnezeu, dacă chemarea lui Dumnezeu însemna du-te în zona de est, în Ninive, la aproximativ 800 de kilometri, Iona se duce exact în direcția contrară, merge în zona de vest, străbătând, adică nu străbătând, încercând să străbat, că nu l-a lăsat Dumnezeu, aproximativ 3200 de kilometri. De ce credeți dumneavoastră că Iona n-a vrut să asculte de cuvântul lui Dumnezeu? Unii au zis așa, frate de frică. Pentru că asirienii cuceriseră foarte multe teritorii și era un imperiu foarte puternic la vremea de atunci. Ba chiar ei s-au remarcat în istoria războaielor prin tot felul de fapte sadice îngrozitoare pe care le practicau. Cum ar fi? Jupuiau evreii de vii. Cum ar fi? Omorau femeile însărcinate și scoteau copiii din pântecele lor și omorau. Fapte de cruzime care nu pot fi descrise în cuvinte. Ba mai mult decât atât, o altă cruzime pe care o aplicau ca să bage spaima în toate celelalte popoare și pe lângă toți negustorii care treceau cu caravanele pe lângă cetatea Ninive, deseori se întâmplau că prindeau oamenii, propriu zis, îi capturau, săpau o groapă în pământ, îi îngropau cu mâinile, cu corpul, cu picioarele până la nivelul gâtului și apoi le scotea limba și uneori le-o tăia cu sulița, alteori cu sabia și îi lăsa să moară așa. Cei mai mulți mureau sfârșind prin nebunie. Intrau într-un soi de panică și erau cu totul devastați. Și puneau astfel de scene dramatice, înfiorătoare, ca să îngrozească negustorii, caravanele care treceau, ca nu cumva cineva vreodată să mai aibă curaj să lupte și să genereze conflict militar, război împotriva lor. Și unii au zis, domne, Iona de frică nu s-a dus să vestească cuvântul Domnului, adică te duci la acest imperiu atât de crud, în cetatea lor să strigi, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. La cât de rei erau oamenii ăștia, probabil că pleca mort. Vreți să vă spun ce cred eu? Eu nu cred că motivul pentru care Iona a refuzat să meargă la Ninive să ducă mesajul lui Dumnezeu este frică. Alții au spus spiritul naționalist și religios pe care îl avea. Iona trăia într-o cultură a legii talionului care spunea ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Asirienii s-au comportat rău cu voi, comportă-te și tu rău cu ei, dorindu-le răul și blestemul. Și într-un fel să zicem că era legitimat de legea ferenda a vremii de atunci. Și zic ei așa, pentru că toate celelalte neamuri erau considerate păgâne care se închinau la tot felul de zeități și idoli, singurul popor care beneficia de legile lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu era poporul Israel. Și atunci să te duci, spun ei, să transmiți un cuvânt al lui Dumnezeu de trezire unor păgâni, nu făcea parte din zestra lor de valori și de convingeri. Pentru că ei nu puteau admite în spiritul lor religios și naționalist, patriotic, că mai pot fi salvați, mântuiți și alte popoare decât poporul Israel. Pentru ei toate celelalte popoare erau un fel de stigmat etnic. Voi toți sunteți sortiți pieirii, voi nu vă închinați lui Dumnezeu. Și au spus ei, probabil că din spiritul acesta fanatic, religios, dar și naționalist, el nu putea admite că vreun alt popor
Diferit de poporul Israel s-ar putea întoarce la Dumnezeu. Și tocmai aici poate fi interpretată în chip alegoric misiunea lui Iona similară cu misiunea Bisericii lui Dumnezeu, căreia Domnul Iisus Hristos îi spune, duceți-vă în toată lumea. Și la, și la evrei, și la toate neamurile, până la marginile pământului și vestițele ce? Vestea bună a mântuirii, a împăcării omului cu Dumnezeu. Și prin urmare, Iona este unul din rarii profeți care face misiune externă. Pur și simplu se duce să predice Evanghelia și la alte popoare, diferit de poporul Israel. Când cei mai mulți profeți, de obicei, și-au avut misiunea precum Petru, la Ierusalim, adică în Israel, mai puțin mărindu-și aria în alte zone decât zona statului Israel. Și a mai rămas o altă cauză cu care eu converg în procent, nu doar covârșitor, în procent absolut. Probabil în mică parte să fie și frica. Probabil într-o parte puțin mai mare să fie și spiritul ăsta religios, naționalist, patriotic în care se afla Iona. Dar cred că, fără nicio urmă de îndoială, cea mai mare cauză pentru care Iona n-a vrut să ducă mesajul lui Dumnezeu a fost spiritul de răzbunare al lui Iona în ceea ce privește cetatea Ninive. Deci el chiar își dorea ca Ninive să fie distrus. Așa cum era profeția. Încă 40 de zile, cetatea va fi nimicit. Și uitați-vă, dragii mei, ce mă legitimează să afirm că aceasta cred că este cauza esențială pentru care Iona nu vrea să predice mesajul lui Dumnezeu. Pentru că, zice el mai târziu, dacă veți citi dumneavoastră în Iona, zice, am știut că tu ești un Dumnezeu care te înduri, și acum parafrazez eu, și n-am vrut ca oamenii ăștia să se trezească ca să vină pierea în dreptul lor. Acest spirit vindicativ de răzbunare l-a animat pe Iona să nu ducă mesajul lui Dumnezeu. Permiteți-mi acum să fac câteva observații preliminare înainte de a evidenția, dragii mei, cele mai importante puncte ale predicii mele. Câteva observații generale pe marginea textului privind din ansamblu. Prima observație. Chiar dacă slujirea noastră uneori e mai stângace, Dumnezeu totuși va duce planul său la îndeplinire. Important să merg în direcția voii lui Dumnezeu. Iona capitolul 3, versetul 3. Ca să poți străbate întreaga cetate Ninive, trebuia să fi parcurs un drum de câte zile? De 3 zile. Remarcați? Cât o călătorie de 3 zile. Și versetul 4. Cât a călătorit Iona? Iona a început să pătrundă în oraș cale de? Nu mă duc eu în toată cetatea. Numai ca Dumnezeu să aducă răzbunarea în dreptul acestor neteați împrejur. El doar o zi a mers. Deci ar însemna că a parcurs o treime din itinerariul pe care Dumnezeu l-a așteptat de la el. Strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Surpriză pentru Iona. Care a fost surpriza? N-am străbătut pe toate străzile, n-am luat la pas toată cetatea, în loc de 3 zile a mers o zi și cu toate astea, toată cetatea s-a întors la Dumnezeu cu animale, cu împărat. Deci împăratul și-a dat coroana de pe cap și și-a presărat cenușă. Fiindcă da, vreau să știți, înaintea lui Dumnezeu, mai importantă este cenușa decât coroana. Coroana a fost dată la o parte și prin smerirea lui punându-și cenușă în cap, a atras bunăvoința și mila lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Dar dacă el rămânea cu cununa pe cap și spunea, eu sunt împărat, probabil că venea pedeapsa lui Dumnezeu. Dar se smeri de la împărat, la copii mici și animale. Ce lecție de pocăință ne dau acești niniveni. A doua observație. Dumnezeu îți oferă chemarea, dar ți-a lăsat liberul arbitru. Uitați-vă că Dumnezeu oferă chemarea lui Iona. Și Iona alege să meargă în direcția contrară voii lui Dumnezeu. Adică, Dumnezeu nu l-a predestinat umblând în voința lui și dând cu voința lui de pământ. Dar Dumnezeu are două metode prin care poate lucra, încercând în manifestarea și expresia dragostei sale să-l canalizeze pe om în direcția bună. Convingerea este prima metodă. Dumnezeu încearcă să te convingă, îți vorbește lămuritor, îți oferă argumentele pentru care să faci treaba asta. Îți spun înainte viața și moartea, binele și răul. Alege viața, alege binele ca să trăiești și să moștenești împărăția lui Dumnezeu. Că de vei alege contrar, iată consecințele. Și Dumnezeu
încearcă prin această primă metodă să te convingă. Dacă omul nu se lasă convins de mesajul lui Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu, să se pocăiască, să se supună voii lui Dumnezeu și continuă să meargă mai departe în păcate, în vicii, în fapte de rușine, Dumnezeu în dragostea lui mai are încă o metodă prin care poate lucra cu omul. Știți care? Constrângerea. Dumnezeu, prin intermediul constrângerii, orchestrează niște evenimente în viața mea și în viața dumneata, de așa manieră încât, exact cum i-a făcut lui Balaam, îi strâmta drumul atât de mult, până când i-a prins măgărița piciorul de zid. Și Dumnezeu câteodată așează niște circumstanțe coercitive, de constrângere în viața ta, ca să te trezești din nebunia ta și să mă trezesc din nebunia mea și să înțelegem că nu acela este drumul pe care Dumnezeu îl vrea pentru noi. Câte o ușă închisă, câte o boală, câte un faliment financiar și prin alte diferite metode de constrângere pe care Dumnezeu le are. Asistăm în tabloul din această zi la două metode folosite de Dumnezeu pe pagina aceleași narațiuni biblice. Și convingerea, încercând să-i vorbească, pentru că nu s-a lăsat convins și de bună voie n-a vrut să înțeleagă omul, Dumnezeu începe să-ți vorbească altfel. Prin boală, prin suferință, prin faliment, prin drame ale vieții, că atunci solul inimii se face mai sensibil și altfel poate Dumnezeu modela inima dumneata, fiindcă până la urmă cheia este la mine și la dumneata, în sensul în care să acceptăm ce Dumnezeu ne cere. A treia observație. Când ți-ai propus să nu asculți de Dumnezeu, diavolul, negreșit, îți va aduce imediat mijloacele să urci în corabia care nu trebuie și să crezi că e ușa pe care ți-a deschis-o Domnul, dar să știți că și diavolul poate deschide uși mai bine decât ne-am imaginat câteodată. Și în momentul în care el alege să meargă în direcția contrară voii lui Dumnezeu, vine și corabia. Spun cercetătorii biblici că această călătorie de la Iafo până la Tars se făcea de cel mult 2 ori pe an. Aveți idee, potrivit unor comentatori, cât costa un bilet de la Iafo în sudul Spaniei, 3200 de kilometri pe care fenicienii o realizau? Era prețul a 2 ani de muncă, spun unii oameni, pe care un om obișnuit îi câștiga. Prețul a 2 ani de muncă. Să investească pentru lucrarea lui Dumnezeu banii aceștia n-ar fi făcut în veci. Dar ca să investească răzvrătindu-se împotriva lui Dumnezeu și a voii lui Dumnezeu, e dispus să folosească și să utilizeze toți banii. Asta mi se pare o nebunie. Și acesta este adevărul. Omul, ca să facă un bine unui sărac, să se ducă să-i cumpere un compot, 2 banane și un măr la spital celui care este bolnav, n-ar fi dispus să plătească 30 de lei. Dar să se autodistrugă e în stare să plătească 50-60 de lei pentru 2 pachete de Marlboro pe zi. Ca să-și distrugă sănătatea lui, este în stare să cumpere alcool de sute de euro. Dar ca să investească sute de euro pentru un copil care este abandonat și n-are rechizite la școală, pentru cineva care are nevoie în lucrarea lui Dumnezeu, n-ar face niciodată treaba aceasta. Și aici mi se pare nebunia unei vieți trăite fără de Dumnezeu. Și vreau să știți, stimați creștini, în această zi, că toți oamenii care se hotărăsc să nu asculte de Dumnezeu, diavolul le poate deschide uși. Îți aduce o corabie în fața ta, tocmai ca să te urce în vehiculul care să te îndepărteze tot mai mult de Dumnezeu. Nu e așa? Când omul se hotărăște să nu asculte de Dumnezeu, prima țigară întotdeauna e gratis. Primul pahar de alcool e gratis. Nu zice, vin o să te inițiez. Primul drog ți-l dau gratis și apoi te va costa o viață întreagă și chiar veșnicia ta. Și întotdeauna diavolul va vrea să folosească aceste metode. Și mai spun a patra observație ca să intru în esență. Mai costisitoare e neascultarea de Dumnezeu decât ascultarea de Dumnezeu. Pentru că să ajungi la Ninive trebuia 800 de kilometri. Să mergi la Tars erau 3200 de kilometri. Deci mai costisitor este să nu asculți de Dumnezeu decât să asculți de Dumnezeu. Și omul, când este vorba în încăpățânarea lui să nu asculte de Dumnezeu, e dispus să facă orice efort. Indiferent ce ar însemna acest. De exemplu, a rezistat cineva ca duminică seara să anunțăm o slujbă de la ora 9 seara până la ora 3 dimineața? Nu ne-ar apăca obo seara și a spune ce neînțelepți sunt oamenii ăștia?
3 predici și 7 rugăciuni lungi? Dar știți că eu cunosc oameni care pleacă la ora 8 la discotecă și mai vin la 4 dimineața și nu se supără? Noi nu ne luăm bani la intrare. Ăia le-a și bani la intrare. Și îi distrug prin viciile pe care le dau acolo. Și întotdeauna să știți că diavolul e maestru în a distruge pe om. Dar mă rog în această zi Dumnezeu să mai deschidă ochii. Și Dumnezeu să mai aducă lumina. Și oamenii să ia decizii înțelepte pentru viața lor. Știți ce e interesant? Ca un fel de lecție de morală. Profetul Iona, cărui nume tradus din ebraică înseamnă porumbel, pe vremea când oamenii n-aveau nici TikTok, nici WhatsApp, nici telefoane să comunice între ei, cel mai adesea puneau un fel de scrisoare în ciocul porumbelului și o trimitea mai departe. Era o chemare profetică încă după numele pe care îl purtea. Tu vei fi un fel de mesager al meu care vei duce mesajul meu, Iona. Și uitați-vă că Iona obosește să facă treaba asta și alege să nu asculte de Dumnezeu. Și aici este lecția de morală. Marea ascultă de Dumnezeu. Vântul ascultă de Dumnezeu. Peștele, chitul acela mare, ascultă de Dumnezeu. Tu te și înghite-l pe Iona. Mai apoi, fenicienii ascultă de Dumnezeu. Oamenii stricați din Ninive, păcătoși, din Cana afară de păcătoși, ascultă de Dumnezeu. Când aud o singură predică de 30 de secunde. Nu o predică structurată de 30-40 de minute cât o duc eu în această zi. Și pur și simplu o predică scurtă de 30 de secunde. A zis, gata, gata, știm ce avem de făcut. Ne pocăim, ne întoarcem la Dumnezeu, îl luăm pe Dumnezeu în serios. Nu vrem să ne jucăm cu Dumnezeu. Curcubetele ascultă de Dumnezeu. Viermele pe care Dumnezeu îl trimite să otrăvească acel arbore, curcubete, ca să se ofilească, dându-i o lecție de pedagogie sfântă lui Iona. Ascultă de Dumnezeu. Dar Iona, ciudat, nu ascultă de Dumnezeu. Și eu vreau să vă întreb în această zi, stimați credincioși, dacă mare ascultă de Dumnezeu, dacă luna, stelele, galaxiile ascultă de Dumnezeu, de ce omul nu vrea să asculte de Dumnezeu? Omul este cel mai încăpățânat din tot ce există în universul acesta. Nu pentru că Dumnezeu nu ne-ar putea îngenunchea, unii ori poate să o și fac, dar pentru că Dumnezeu ne respectă liberul arbitru și în dragostea Lui ne-a înzestrat cu liberul arbitru să facem ce vrem noi. Să ne ajute bunul Dumnezeu să alegem înțelept. Doamne ajut! Și acum, dacă mai costisitoare e neascultarea de Dumnezeu decât ascultarea de Dumnezeu, cât, Domne, costă biletul ăsta al neascultării de Dumnezeu? Și vreau, în ultima parte a predicii mele, să oferim câteva consecințe, repercusiuni, efecte, ale neascultării de Dumnezeu. Prima dintre ele. Când Iona a ales să nu asculte Dumnezeu, iată prima consecință a deciziei lui greșite. A mers din coborâre în coborâre. Sunt cel puțin 4 tipuri de coborâri folosite aici. A coborât la Iafo, a coborât în adâncul corabiei, a coborât în mare, a coborât în adâncimile mormântului, spune Biblia. Cel puțin 4 tipuri de coborâri. Și nu e doar un verb care să sugereze niște poziții geografice. Este un verb care vrea să arate și regresul spiritual al lui Iona, declinul spiritual al lui Iona, merge din cădere în cădere și nici măcar nu-și dă seama. Fiindcă, până la urmă, fiecare zi pe care noi trăim pe planeta asta, răspunde la această întrebare. Eu cu ziua de astăzi urc sau cobor? Mă apropii mai mult de Dumnezeu sau mă depărtez de Dumnezeu? Și uitați-vă, Iona, cu fiecare act de neascultare de Dumnezeu, cobora din ce în ce mai mult și nici măcar nu-și dădea seama. Și mă sperie gândul să poți fi profet, să te cheme Iona, să ai chemare de la Dumnezeu. Și poți să ajungi într-o zi să mergi din cădere în cădere, din coborâre în coborâre și nici măcar să nu mai ai discernământul duhovnicesc să-ți dai seama că tu te îndrepți spre o direcție greșită a vieții tale. Mă întreb, același Duh Sfânt care ți-a vorbit Iona să te duci la Ninive, nu-ți mai vorbește acum că tu mergi în direcția contrară voii lui Dumnezeu și te duci la Ninive? Că da, poți la un moment dat să te răzvrătești împotriva chemării lui Dumnezeu și să mergi din cădere în cădere fără ca măcar să-ți dai seama. El știa porunca lui Dumnezeu. El știa că n-a ascultat de porunca lui Dumnezeu. Dar ce nu știa el? Că Dumnezeu este suveran și viața lui mergea din cădere în cădere.
A doua consecință. Din cauza neascultării lui Iona, pe lângă acest prim efect, coborârea, urmează al doilea efect. Apare furtuna. Când omul se îndepărtează de Dumnezeu și de chemarea pe care Dumnezeu o dă, Dumnezeu îngăduie furtuna în viața lui Iona și a marinarilor din corabia lui Iona. Și când apare furtuna, fenicienii ăștia, oamenii ăștia păcătoși, își dau seama, având expertiză în navigat cu corabia și pe mare, își dau seama că e o furtună nenaturală. E o furtună neobișnuită și Biblia folosește chiar un epitet sugestiv, o mare furtună. Pentru că Dumnezeu a îngăduit această mare furtună ca prin intermediul acestei furtuni nu să dovedească răutate pentru Iona, ci tot ca expresia dragostei lui Dumnezeu să-l trezească pe Iona din nebunia lui, că era tare încăpățânat. Și uitați-vă că Dumnezeu orchestrează această circumstanță de constrângere, furtuna în dreptul lui Iona. Și când apare furtuna, ăștia sunt speriați, sunt îngroziți. Iona n-are nicio treabă. El și-a luat bilet la cușetă. Eu vreau să dorm, zice. Pentru că atunci când te îndepărtezi de Dumnezeu, apare furtuna în viața ta. Știi ce facem noi în general atunci când apare furtuna? Ce facem noi? Ne rugăm lui Dumnezeu să oprească furtuna. Și sunt rugăciuni de maniera aceasta. Oprește, Doamne, cancerul din casa mea. Oprește, Doamne, boala din casa mea. Oprește tăvălugul sărăciei, Doamne. Oprește, Doamne, dramele în care am ajuns. Și ne rugăm ca Dumnezeu să oprească furtuna. Dar care e soluția? Soluția nu e să te rogi să se oprească furtuna. Soluția este să schimbi dumneata direcția. Că te poți ruga, Iona, ani de zile să se oprească furtuna. Ori eu nu voi opri furtuna până când tu nu-ți vei schimba direcția. Și chemăm oamenii, pastori și prezbiteri la ungeri cu un de lemn. Ținem post și zicem, frate, roagă-te ca Dumnezeu să lucreze. Și Dumnezeu spune, se pot ruga toți pastorii, toți preoții, puteți posti 10 ani de acum încolo. Chemarea mea nu-i să vă rugați să se oprească furtuna. Chemarea mea pentru voi este să fiți înțelepți și să vă schimbați voi direcția. Că dacă Iona și-ar fi schimbat direcția dinspre Tar, spre Ninive, nu mai era nevoie de rugăciune. Furtuna se oprea. Ați înțeles ideea? Știu povestea unui bărbat. Și ușor, ușor ne apropiem așa de încheiere. Am zis ușor, nu vă grăbiți prea tare. A avut câțiva copilași și la un moment dat o terță persoană a intervenit în viața lui. S-a îndepărtat de Dumnezeu și a început să aibă relații extraconjugale cu o altă persoană. Fapt pentru care, la un moment dat, soția mâgnită, zdruncinată de durere, s-a rugat lui Dumnezeu să o întărească, să ducă căsnicia până la capăt și el a continuat mai departe în păcatul lui. Și la un moment dat Dumnezeu a îngăduit furtuna și s-a îmbolnăvit de cancer. Îmbolnăvindu-se de cancer, omul acesta a venit la slujitorii bisericii. S-au rugat slujitorii pentru el și Dumnezeu l-a vindecat de cancer. Pe tot timpul suferinței de cancer și a investigațiilor și a tratamentului de la spital, știți ce s-a întâmplat? Concubina cu care el trăia nu l-a mai vizitat niciodată, fiindcă știți ce a zis ea? Eu n-am nevoie de un canceros, eu aveam nevoie doar de banii tăi. Și știți cine a venit să aibă grijă de el în toată perioada iadului citostaticelor și a suferinței de cancer? Soția lui, care i-a promis iubire. A trecut timpul, a venit la slujitorii bisericii, slujitorii s-au rugat pentru el, Dumnezeu l-a vindecat de cancer și după o perioadă relativ scurtă, nu știu cât să fi trecut, un an, doi ani de zile, după ce el este bine, uită de miracolul pe care Dumnezeu l-a făcut, se întoarce înapoi la aceleași vechi păcate cu fosta. Și la scurtă vreme Dumnezeu îngăde din nou o boală de cancer în trupul lui. Și din nou să ne rugăm. Numai că Dumnezeu n-a mai vrut să lucreze de data aceasta. Că ulciorul nu merge de multe ori la apă. Și nu poți călca în picioare dragostea, iubirea și harul unui Dumnezeu care ți-a dat niște semnale de trezire și n-ai vrut să iei seama. Și la o vârstă relativ fragedă, de la 40 și puțin de ani, a lăsat câțiva copilași în urmă și a fost trupului depus în cimitir. Pentru că atunci când omul alege să nu asculte de Dumnezeu,
Dumnezeu aduce furtuna tot cu gând să te trezească. Dar dacă tu, Iona, oricare ai fi în această zi aici, n-asculți de Dumnezeu, Dumnezeu nu-i obligat la nesfârșit să-ți dea semnale de trezire. Are o vreme de cercetare. Și dacă ai o mamă care se roagă pentru tine, Dumnezeu ar fi putut să te strivească în accidentul ăla de mașină și să mori. Dar pentru că era o mamă care se ruga și a zis Dumnezeu, îi mai dau încă o măsură de cercetare. Mai întețesc metodele de cercetare, poate că se va trezi. Și Dumnezeu folosește metode de cercetare. Dar dacă omul e încăpățânat, la urmă Dumnezeu va aplica pedeapsă. Și așa, uitați-vă că până la un punct a fost Iona. A îngăduit Dumnezeu furtuna. Soluția e nu te mai rugați să oprească furtuna. Schimbă-ți tu direcția. Amin. A treia consecință a neascultării de Dumnezeu este aceasta. Neascultarea mea nu doar că mă afectează pe mine, afectează și pe alții. Toți corăbierii care erau participanți la aceeași călătorie, navigând pe mare în aceeași corabie, au avut parte de un preț pe care a trebuit să-l plătească. Nevinovați, fenicieni fără niciun Dumnezeu. Dar pentru că Iona n-a ascultat de Dumnezeu, toată încărcătura din corabie, fiindcă ei făceau niște călătorii cu tot felul de bunuri foarte scumpe, au trebuit să arunce, că asta era procedura, pentru că orice specialist, orice marinar știa lucrul acesta, că prima soluție, dacă vezi că marea nu se liniștește, e să ușurezi corabia. A aruncat toate uneltele din corabie, metalele, marfa pe care o avea, bunurile de mare preț, aurul, argintul, pietrele prețioase, lingourile de aur pe care le avea. Și imaginați-vă că oamenii și-au ajuns în faliment. Și-au trebuit să plătească și un preț. Cu ce au greșit ei? Cu nimic. Ei n-aveau niciun Dumnezeu. Dar pur și simplu, când eu, Iona, aleg să nu ascult de Dumnezeu, neascultarea mea distruge și pe alții. Auzi, mamă, fac ce vreau, că dacă eu mă căsătoresc prost, eu am de suferit. Nu, nu. Sufăr și eu. Suferă și tata, și mama, și biserica, și pruncii, și neamurile, și biserica. Auzi, mama, fac ce vreau cu viața mea. Ascultați-mă. Nu e chiar așa. În momentul în care eu aleg să nu ascult de Dumnezeu, și pe alții îi voi distruge. Că atunci când tu te apuci de droguri, nu vrei doar tu să te droghezi, că parcă n-are farmec. Dai droguri și la minori. Atunci când tu te apuci de prostii și începi să ridici paharul de Bergambir și îți bagi Timișoreana în frigider, nu doar tu ai de suferit. S-ar putea copilul tău la 18 ani urcă în mașină, ia stica de ciuc și la un moment dat face accident de mașină, îi bat și moare. Câte povești n-au fost de maniera asta? Din cauza neînțelepciunii unor părinți care n-au știut să oprească drumul neascultării de Dumnezeu. A patra consecință a neascultării de Dumnezeu, cu riscul de a mai întârzia 2-3-5 minute. Și apoi ne pregătim să cântăm o cântare. A patra consecință a neascultării de Dumnezeu este somnul. Uitați-vă că Iona, când a continuat drumul răzvrătirii lui, a adormit, zice Biblia, dus. Ce somn blestemat trebuie să fie acesta. De aceea avea să strige Sfântul Apostol Pavel, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Nu făcea referire la această deșteptare fizică când tu te-ai pus să dormi noaptea în pat. Și pur și simplu era vorba de o trezire spirituală. Știți că cele mai nedorite ceasuri pentru copii sunt momentele de deșteptare? Povestea odată, zicea, uram, zice, să vină mama la 7 dimineața să mă trezească. Hai, la școală! Vine la biserică la ora 8, hai trezirea la biserică. Ce ora momentele astea. Dar acum, zice, după ce m-am făcut mare, mulțumesc mamei mele că m-a trezit dimineața să merg la ora de engleză, că datorită limbii engleze pe care o cunosc, lucrez pentru o companie mare. Ceasurile de trezire nu-s frumoase. Și uitați-vă că din cauza acestei neascultări extinse a lui Iona, apare somn în viața lui. Și eu vorbesc aici nu despre un somn fizic doar, vorbesc despre un somn spiritual. Când conștiința doarme, faci păcatul, îl bei ca apa și n-ai nicio treabă cu asta. Și mie mi se pare că trebuie să ajungi să fii atât de ipocrit să poți să trăiești din păcat în păcat, timp în care tu mimezi că trăiești în sfințenie. Și asta este realmente dureros. Și uitați-vă că acesta este personajul nostru biblic, Iona, care trăiește neascultare și doarme liniștit. Eu n-am dormit liniștit azi noapte, n-am dormit decât vreo 2-3 ore ca să vă pregătesc predica. Dar unul ca să trăiască neascultare și trăind în păcate și în fapte de rușine, el poate dormi domne liniștit. Ce blestemat somn trebuie să fie acest. Și uitați-vă, fenicienii, păgânii, vin la Iona și strigă. Roagă-te la Dumnezeul tău! Se roagă Iona. Măcar când a venit furtuna, măcar când s-au pierdut uneltele și resursele din corabie, nu se roagă. Dar în contrast, în antiteză, uitați-vă ce fac fenicienii. Versetul 14.
Ei au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde! Niște păgâni se roagă! Și Iona, care se bat în pumnul cu bunul piept că e creștin ortodox, că el e cu Dumnezeu, că el crede în Sfânta Fecioară Maria, că el crede în Dumnezeu și în Biblie, și el e cu biserica și cu Tatăl nostru, el nu se mai roagă, măcar că are toate semnalele din partea lui Dumnezeu că a luat-o rău. Și uitați-vă, dragii mei, ce somn ciudat. Fenicienii strigă: roagă-te, Iona. Deci oamenii din lume spun să te rogi și tu nu te mai rogi. Și se roagă fenicienii în locul tău. Mai mult decât atât, în încăpățânarea lui, uitați-vă la Iona, recunoaște în cele din urmă că din vina lui a venit furtuna, deci încă lucrează conștiința, zice: bă, eu nu-s chiar așa de bine. Bă, știu că din vina mea se întâmplă drama asta. Dar n-are puterea să pună piciorul în prag. E ca acel copil care din vârful toboganului se dă în jos și nu mai poate pune piciorul în prag undeva la jumătatea drumului și pur și simplu se duce cu totul de-a berbeleac. Fiindcă eu și dumneata putem alege păcatul, dar nu consecințele lui. Consecințele țin de voia suverană a lui Dumnezeu, care le îngăduie diferențiat în funcție de gravitatea păcatului, în funcție de cât ai cunoscut, în funcție de circumstanțele în care s-a petrecut și multe alte variabile de care Dumnezeu ține cont. Ce somn ciudat! Mi se pare mai blestemat somnul ăsta în care recunoști că e vina ta, dar nu e nicio decizie de schimbare. Că dacă nu recunoști, asta e. Tot somnie, tot blestemat e somnul ăsta, dar parcă nu e chiar atât de grav. Și mai e ceva. Ajunge în punctul atât de sadic, de malefic, încât auzi ce zice el: luați-mă și aruncați-mă în mare. Cine ar fi putut admite treaba asta? Luați-mă și aruncați-mă în mare. Numai un om care este într-un somn spiritual profund poate să-și ducă gâtul la tăitor și să zică: nu contează că mor, că trăiesc, că rămân în picioare, că nu rămân în picioare, bă, să se distrugă lucrarea. Și auziți ce face Iona? Iona ajunge în punctul în care spune: nu contează ce se întâmplă cu chemarea mea, nu contează ce se întâmplă cu viața mea, aruncați-mă în mare. V-ați fi putut imagina că Iona poate ajunge în punctul ăsta? Să dorească să se arunce în mare. Frații mei, eu vă spun cu toată inima, prin tot ce se întâmpla, prin șirul de evenimente, eu mă prindeam cu mâinile de păr și în adâncul corăbii acolo mă lipeam cu fruntea de podea și spuneam: mai dăm o zi de har că mă pocăiesc. Iartă-mi nebunia neascultării mele! Oprește tăvălugul suferinței că mă voi duce la Ninive numai să rămân în voia ta! Dar ce somn ciudat trebuie să fie acesta, să spui: prefer să fiu aruncat în mare. Te sună Iohannis? Și uitați-vă, dragii mei, că în momentul acela diavolul îi întunecă mintea atât de mult lui Iona încât să-și ceară un act aproape suicidal. Aruncați-mă în mare. Și aș vrea să închei spunându-vă ultima consecință a neascultării lui Iona de Dumnezeu, fiindcă neascultarea de Dumnezeu costă mai mult decât ascultarea de Dumnezeu. Și ultima consecință este pierderea mărturiei. Ia să te luăm noi la o analiză simplă. De unde ești? Israel? Ești evreu? Da. Și mă tem de Dumnezeu. Când trec pe la o trăiță, fac semnul cruci. Când dau de necaz și sunt pe colidorul spitalului, spun: Doamne, ajută. Mai plătesc câte o lumânare, zice. Păi dacă te temeai de Dumnezeu, nu erai la Ninive. Nu erai la Tarsie, erai la Ninive. Știți ce îmi spune mie asta? Demagogie ieftină. Dar fenicienii ăia se trezesc și Iona nu se mai trezește. Și uitați-vă că târziu am înțeles. În urmă câteva săptămâni de zile, prin intermediul unui frate, am înțeles, în timp ce discutam cu el mergând la o evanghelizare, eram în mașină, am înțeles această măreață lucrare a lui Dumnezeu. Un mare om al lui Dumnezeu pe nume Iona falimentează și prin falimentul unui om Dumnezeu trezește niște păgâni. Chiar fi putut să zică: dacă Iona, care e prorocul Domnului, face asta, noi ne ducem la berbeleacul. Dar observă falimentul acestui om, se îngrozesc, se roagă lui Dumnezeu, îi aduc jertfă lui Dumnezeu și se închină adevăratul lui Dumnezeu. Deci și prin eșecul unui om, Dumnezeu mântuiește niște oameni.
Asta este numai harul lui Dumnezeu. Numai lucrarea de neînțeles a unui Dumnezeu care face miracole. Ce har mare am avut în această zi, zici. S-au mai pocăit niște fenicieni în timp ce eram în corabia lor. Numai că nu datorită ție, datorită harului Dumnezeu. Că de era după tine, cădeau de la credință de mult. Se pierde mărturia. Și nu cred că e păcat mai mare în lumea asta decât să ți se piardă mărturia. Să te bați cu pumnul în piept că ești creștin. Și în timpul care ești creștin, să încalci cu nonșalanță principiile lui Dumnezeu. Și să vină omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu să zică decât ca tine mai bine lips. Înseamnă că noi am pervertit mărturia de credincioși. Nici o predică de-a mea sau vreun alt evanghelist din lumea asta nu poate să aibă atâta impact în evanghelizare ca impactul mărturiei creștine. Omul, printr-o mărturie pervertită, poate distruge 1000 de predici pe care eu le țin după aceea. Pentru că cea mai puternică predică e mărturia. Când eu cu fapta, la serviciu nu mint, nu înșel, nu drăcui, sunt un om corect, sunt un om al dreptății, fac faptele neprihănite, ce vorbesc, trăiesc, a zis cea mai puternică predică. De aceea, dragii mei, neascultarea de Dumnezeu ne duce în punctul în care să ne pierdem mărturia de oamenii lui Dumnezeu. În această zi, predica de astăzi, textul biblic pe care l-am citit și vrem să pregătim o cântare imediat, este de fapt un semnal de alarmă a unei biserici, a unor creștini care își pot pierde menirea. Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi o chemare. Nu știu ce chemare e din partea lui Dumnezeu, dar cert este că eu și cu dumneata avem o chemare. Și în drumul acesta, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să ascultăm de El. Că dacă nu, vor veni consecințe greu de plătit și s-ar putea ca într-o zi să fie prea târziu și drumul pedepsei să fie insurmontabil. De aceea, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne trezească conștiința și să ne dea gândul cel bun de a ne decide să ascultăm de Dumnezeu. Într-o lume a unei răzvrătiri generalizat, elevul nu mai ascultă de dascăl. Nimeni nu mai ascultă de nimeni. Într-o vreme în care multă răzvrătire și bășcălie ieftină, într-o lume în care s-a pierdut reverența și respectul de Dumnezeu, Dumnezeu vrea ca dumneata și cu mine să fim doi oameni care să spunem eu de astăzi ascult de Dumnezeu. Mă voi supune voi Lui și voi rămâne în armonie cu tot ce îmi spune El, chiar dacă uneori îmi va fi greu, chiar dacă uneori trebuie să calc pe sentimentele mele, chiar dacă eu n-aș vrea să mă duc să predic la Ninive, pentru că îmi creează un disconfort psihoemoțional, eu voi rămâne în voia Ta, Doamne. Haideți pe picioare. Suntem gata în această